este din orice perioadă minunată a anului în care toată lumea este fericită. Este Crăciunul. O, Doamne, iubesc Crăciunul atât de mult. A devenit chiar o tradiție să fac acest videoclip cu ce-am primit de Crăciun, pentru că și eu iubesc să mă uit la astfel de videoclipuri și să văd ce au primit alți oameni de Crăciun, nu știu, este pur și simplu, este fan. Așa că aș vrea să spun că sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce am primit și pentru familia mea și toți cei dragi și vă mulțumesc și vouă foarte mult, pentru că sunteți minunați. Și cam asta cred că ar fi, deci hai să începem. Mai întâi o să încep cu cadourile primite de la prietenii mei. Am primit acest termos superb, care este de la Starbucks și este, este roșu, așa, în degrade și are acești... ar trebui să fie fulgi de zăpadă, cred, și... nu cred că se vede, dar are și sclipici pe acolo și aici este un om de zăpadă foarte mic și drăguț. Este atât de drăguț și chiar îmi doream de mult timp un termos, deci mulțumesc. Așa. Apoi am primit de la o prietenă acești, acești răpii foarte, foarte drăguți. Sunt cu vreni și sunt atât de pufoși și sunt foarte, foarte drăguți și au... clopoțește și sunt așa cute. De la altă prietenă am primit acest... nu știu cum să descriu. Ok, deci să vă explic. Aici se, în spate se pune o lumânare, iar aici se pun esențe sau uleiuri parfumate sau ceva. Și se difuzează mirosul în cameră. Nu știu, nu știu cum se numește. Difuzor? Nu știu. Oricum este foarte drăguță și este în această... și are forma asta de bufniță, care mi-e plac foarte, foarte mult bufnițe, deci este super drăguță. Și bomboane! Iubesc bomboanele. Am mai primit, tot de la o prietenă bună, această cană. Este, de fapt, este un fel de cană. Da. Ok. Un fel de cană termos. Ok, chiar nu mă pricep să descriu chestii, dar este foarte drăguță și are un pui pe ea și este atât de drăguță. Și îmi place mult de tot. Apoi am făcut Secret Santa în clasă și am primit aceste brățări foarte, foarte drăguțe de la un coleg de-al meu și îmi plac foarte mult. Am mai primit și această carte, care este Ghidul Xenofobului în anumite țări. Acesta este pentru Cehia. Și scrie că xenofobie înseamnă frica irațională de străini, probabil justificată și întotdeauna de înțeles. Și nu am citit-o încă, dar abia aștept să citesc. Apoi tot de la o prietenă bună am primit acest glob de zăpadă. Și are numele meu pe el și este foarte drăguț și are sclipit și, da, e super drăguț. Apoi am mai primit acest plover care este atât de drăguț și este foarte bufos și este așa cute. Ok, deci are pisica asta pe ea care este foarte, foarte pufoasă, ok? Deci chestia asta este super, super pufoasă și este așa drăguț și îmi place mult de tot. Am primit de la părinții mei acest ondulator Remington Pro Soft Curl pe care mi-l doream de foarte mult timp și abia aștept să-l folosesc. Tot de la ei am primit o păturică care este atât de pufoasă! Deci este albă și pe o parte are acest material foarte drăguț de plăniță și un fel de model trandafir sau ceva genul ăsta. Așa. Iar pe cealaltă parte... nu știu cum să văd. Iar pe partea cealaltă are tot așa un material din ala foarte, foarte pufos și asta cred că este cea mai fluffy băturică pe care am avut-o vreodată în viața mea. Și îmi place foarte, foarte mult. Apoi, tot de la ei, am primit aceste patine pentru patinaj artistic
Pentru că de mult mi-am dorit patine și întotdeauna am visat să fac patinaj artistic și poate că acum nu mai pot sau nu știu, dar oricum îmi plac foarte mult și sunt super, sunt foarte tare. Tot la ei am primit și acest cardigan negru, deci este simplu, destul de lung, dar îmi place foarte mult, nu știu cum să-l arăt, ok, deci în partea de jos are această danteluță. Și este foarte, foarte drăguț. Nu știu că se vede așa bine. Nu trebuie să se vadă. Ok. Și îmi place foarte, foarte mult dantela asta pentru că îi dă așa o notă de eleganță și merge purtată cu foarte multe chestii, cu brochi, cu aproape orice dată. Este perfect și pentru sărbători, că e mai elegantă și... Da, ok. Apoi, eu mi-am cumpărat această rochiță care este după părerea mea, este această culoare frumoasă de... E un fel de verde, da, e un verde și este foarte drăguț, este nu din antel, nu știu, material care seamănă antela și aș putea spune că este în... deci este cu mânecă scurtă, este... vine aici strâmtă în mijloc și apoi este cum ar veni în linie de acril. Și este foarte drăguță. Și îmi plac foarte mult detaliile acestea de la mijloc, care sunt un fel de tăieturi așa și aici, în partea de sus, la fel. Și dacă mă întrebați, aceasta și cardiganul sunt de la H&M. Și mi-am mai cumpărat de la Pimkim această fustiță care este de neagră, din catifea. Și de foarte mult timp îmi caut o fustă neagră drăguță și aceasta mi-a plăcut chiar foarte, foarte mult și am purtat-o chiar de ziua de Crăciun. Și îmi place foarte mult. Ok, și cam asta a fost. Spuneți-mi în comentarii ce cadouri ați primit și voi de Crăciun și vă urez sărbători fericite în continuare, Crăciun fericit și toate cele bune!